Deputatul PSD Constantin Bârcă a declarat în cadrul unei conferințe de presă că pentru anul 2021 s-a votat un buget dictatorial. Reprezentanții PSD au depus peste 3600 de amendamente, însă acestea nu au fost aprobate. După cum știți, s-a aprobat bugetul de stat pe 2021. Este bugetul dictaturii, al coaliției de austeritate, un buget care produce dezechilibre economice, va fi urmat de instabilitate socială și, bineînțeles, vom fi condamnați, suntem condamnați la sărăcie. Un lucru este clar, iar eu vă mărturisesc că nu înțeleg cum ministrul agriculturii a votat în săptămâna aceasta în Parlament împotriva fermierilor, împotriva intereselor acestora. De ce a votat? Răspunsul este simplu, pentru că așa a dictat guvernul. Am spus că este un buget dictatorial. Toată lumea votează la comandă, neținându-se seama de nevoile oamenilor. Pentru că nu vorbim doar de bugetul agriculturii, ci de bugetul tuturor instituțiilor, ministerelor din țara aceasta. În viziunea mea, ministrul agriculturii ar fi trebuit să reprezinte interesele fermierilor, să zbată pentru aceștia și, bineînțeles, să aducă fondurile necesare pentru acest domeniu pe care dumnealui a ales să-l conducă. De asemenea, vă spun că cei doi parlamentari beneficiari ai județului Călăraș au votat, de asemenea, împotriva binelui fermierilor, și anume acele despăgubiri de secetă pe care tot le-au trămițat anul trecut în campania electorală. Știți cu toții că au spus că în localitățile călărășene se purgă lapte și miere, fermierii vor avea bani pentru despăgubirile de secetă, am fost afectați într-adevăr de o secetă meteorologică extremă, i-au mințit pe fermieri. Lucrul acesta, anul acesta, după cum vedem în buget, fermierii nu au bani pentru a-și reîncepe activitățile necesare în perioada aceasta, și anume înființarea culturilor. Cu siguranță ne aducem aminte, anul trecut, în campania electorală fiind, au făcut o mare nedreptate fermierilor, au închis târgurile, popoarele, piețele, fermierii au fost nevoiți după ce că erau bătuți de soartă și au avut parte de o secetă cumplită, au trebuit să-și vândă produsele puține, câte le-au mai rămas, în stradă, în frig, v-ați șoporit și umiliți în același timp. Cu siguranță vă aduceți aminte că la intervențiile mele de săptămânile trecute v-am spus că la sumăsura 4-3 nu există alocații bani în buget. Într-adevăr, acest lucru s-a menținut. Bugetul a fost aprobat fără ca sumăsura 4-3 să fie bugetată. De ce am revenit la acest lucru? Este simplu, pentru că știți foarte bine, Partidul Social Democrat a alocat fonduri necesare, multe, pentru reabilitarea sistemului de irigat. Anul trecut, în anii trecuți, am avut apă pe canalele magistrale. Anul acesta sperăm să întâmple același lucru, dar nu știm. Dar chiar dacă se va întâmpla lucrul acesta, fermierii nu au bani la această măsură, sumăsură 4-3, astfel încât să-și achiziționeze instalațiile de irigat, astfel încât apa din canalele magistrale să ajungă până acolo unde este necesar, și anume la plantă. Ce să vă spun? Situația este dezastroasă și în celelalte domenii de activitate. Știți foarte bine că avem o lege care permitea creșterea salariilor, pensiilor cu 40%. Se pare că nu se pare, este sigur, avem certitudinea că acest lucru nu se va întâmpla. O altă categorie nedreptățită sunt studenții care nu mai primesc gratuitate pe CFR. Toate lucrurile astea ne face să ne gândim că avem în față o perioadă grea, foarte grea. Din punct de vedere al meu, ca și mic fermier, cred că fermierii vor avea și acest an mult de suferit, pentru că în afară de subvențiile care vin în mod regulat prin această instituție APIA, care își face treaba și cred că și-o va face și în anul acesta, toate celelalte, și mă refer aici la Programul Național de Restructurare, de Relansare și Reziliență, un nume pompos, o denumire pompoasă, dar care nu are nimic în spate, nici la momentul acesta nu am fost consultați noi, membrii, cei care facem parte din Comisia de Agricultură. Vreau să vă spun că în perioada următoare tot ce ne-a rămas nouă este
Partidul Social Democrat, atât cei care fac parte din Comisia de Agricultură, va trebui să punem presiune pe ministerele de resort, astfel încât nevoile cu care se confruntă cetățenii acestei țări și călăreșenii deopotrivă să reușească să treacă cu bine peste acest an. Nu vă ascund că parlamentarii Partidului Social Democrat au depus peste 3600 de amendamente. Erau nevoile, în aceste amendamente erau cuprinse nevoile cetățenilor din localitățile țării noastre. Vorbeam despre apă, canal, despre drumul, despre reabilitare, grădinițe, școli. Toate lucrurile astea au rămas ca un strigăt de disperare, pentru că, după cum știți, ele au fost rând pe rând respinse. A rămas așadar cu un buget care se spune că este mult mai bun față de bugetul anului trecut, dar în realitate, dacă ne uităm pe capitolele bugetare, vedem că avem bani mai puțin. De unde acest decalaj? Și răspunsul este simplu. Ei au introdus în bugetul de stat consolidat și sumele care ar trebui să ajungă în România prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Așa ceva nu se poate. Eu cred că nu există și n-a existat până la momentul acesta un buget astfel construit. Să introducem și banii care ar urma să îi absorbim pe o perioadă de 4 ani. Pentru că ni s-a spus inițial că avem 80 de miliarde de euro la dispoziție pentru următorii ani, apoi au apărut informații că ar fi doar 30 de miliarde de euro. Toate lucrurile astea ne face să credem că acest program național de redresare și reziliență este ceva abstract, un lucru neserios, Doamne ferește să fie altfel. Dar lucrurile, cel puțin din punct de vedere al bugetului, nu sunt bune. Vă mulțumesc dacă aveți întrebări. Păi, de ce mai avem Parlament? Niciun amendament al lor, n-au nimic de spus, n-au nimic de comentat, iar în asta te-a avut peste 3500 de amendamente, ați consumat hârtie degeaba. Se poate spune și așa, dar eu permiteți-mi să nu fiu de acord cu dumneavoastră, pentru că în perioada care va urma, sper să nu fie foarte lungă, Partidul Social Democrat din parlamentarii pe care îi are la nivel național va face presiune pe guvern. Nu s-a putut într-o perioadă atât de scurtă, de la momentul în care bugetul a ajuns în Parlament. Știți că în 2-3 zile deja bugetul a venit foarte târziu. Era necesar ca să avem un buget, chiar și ăsta, așa cum l-am numit eu, un buget al dictatorii. Trebuia să avem, pentru că altfel n-a mai fi putut funcționa. Nu mai putea funcționa. Dar în perioada următoare Partidul Social Democrat, cu parlamentare și cu toți oamenii din structurile tehnice ale partidului, va pune presiune pe acest guvern, împreună cu sindicatele, cu patronatele, astfel încât, v-am spus că urmează o instabilitate socială, am și văzut că oamenii au ieșit în stradă nemulțumiți, simțindu-se mințiți, practic, în campania electorală, pentru că știți foarte bine, în campania electorală am avut un buget pentru campanie, acum avem un buget auster. Oamenii sunt profund nemulțumiți și vor ieși în stradă împreună cu noi, cu toți cei care suntem nedreptățiți, astfel încât ar trebui, și cred că se va întâmpla lucrul ăsta, să-și aplece privirea și asupra nevoilor noastre, a tuturor cetățenilor din această țară. Pentru că, până la urmă, bugetul este constituit din contribuțiile fiecăruia dintre noi. Și cred că se va întâmpla lucrul ăsta. Este necesar să facem o opoziție puternică și asta vom face în perioada următoare. Deci spuneți că imaginea Parlamentului nu va fi bună de tipul ăsta. Atâta timp... A trecut ca prin vânză, nici nu... La iertații în extra, nici nu au stat la discuții cu comisii. Acum ține mult și de caracterul fiecăruia dintre noi. Pentru că dacă ne uităm în urmă, în celelalte legislaturi, când PSD-ul a fost la guvernare, tot timpul existau negociere și anumite amendamente care erau bine fundamentate, susținute și de real folos pentru o comunitate sau poate erau amendamente pentru o situație la nivel național, erau acceptate. Deci n-a existat niciodată
din 90 până acum, un buget să fie aprobat fără a fi aprobat un, măcar un amendament. De-aia v-am și spus că este un buget dictatorial. Dar, v-am spus, în perioada următoare o să facem o presiune nu doar mediatică, ci chiar și în stradă cu toți cei care se consideră nedreptățiți, pentru că au făcut multe nedreptăți, v-am și spus. Pensionare sunt nedreptățiți, studenții de asemenea, despre fermieri ce să mai vorbim. La fiecare Consiliu Județean și până la urmă fiecare OAT care nu este component al puterii, va avea de suferit. Deci oamenii de acolo și să nu uităm că Partidul Social Democrat a câștigat alegerile. Dar asta e. Are o să facă guvernarea și o asumă, iar noi trebuie să facem o poziție, trebuie să arătăm tuturor cetățenilor României că ne zbatem, că facem, că vrem și, bineînțeles, inevitabil o să va întâmpla și anume să preluăm guvernarea. Domnule deputat, vorbim despre presiune pe care vreți să le faceți împotriva guvernului. Cum veți acționa dacă ministrul finanțelor nu va da aviz favorabil împrumutului bancar pe care Consiliul Județean vrea să-l facă pentru dezvoltarea județului? Sigur, acest lucru se poate întâmpla, dar nici domnul ministru, nici domnul premier Câțu nu va putea să fie imun, ca să zic așa, la strigătele de disperare ale oamenilor revoltați, fie ei dintr-un județ sau altul, sau de ce nu, la nivel național. Pentru că această opoziție pe care noastră intuiți, preconizați că o va face, cu siguranță va fi îndreptate către toate consiliile județene, care astăzi, și nu sunt puține, sunt ale Partidului Social Democrat. Ce notă ați da parlamentarilor PNL? Nu știu exact ce să vă răspund, ce notă, dar oricum o notă de trecere nu, pentru că cred că nu vor putea explica niciun fel fermierilor votul pe care l-au dat în Parlament împotriva lor și mă refer la ajutoarele de secetă. Cred că este o mare nedreptate așa cum s-a construit bugetul și cum va fi el aplicat, pentru că am omis să vă spun că o sumă destul de importantă a fost reținută la dispoziția Guvernului, fondul de rezervă al Guvernului și cu siguranță acești bani sunt pentru firmele de casă ale guvernanților, pentru buzunarul propriu, bani care probabil se vor regăsi pe aici pe acolo în localitățile conduse de ei, mă refer la peneliști, useriști, udemeriști, pentru că este o nedreptate profundă să împarți țara în două, guvernanți, partidele aflate la guvernare pe de o parte, iar cealaltă jumătate de țară, chiar mai mult de jumătate, sunt OAT-urile PSD-iste, cele care vor fi vitregite de resursele necesare pentru dezvoltare și pentru buna funcționare a OAT-urilor. Acea situație se regăsește și la noi la Călăraș, dar dacă vă amintiți și cred că bine vă amintiți, în momentul în care PSD-ul era la guvernare, banii erau împărțiți în mod egal, la Călăraș cel puțin, au beneficiat de bani de la bugetul național, atât primăriile PSD și cele PNL. Cred că nu mă puteți contrazice. Lucrul acesta se pare că nu se va mai întâmpla, banii vor fi direcționați doar către OAT-urile PSD.